Acum 17 ani, România devenea membru al Alianței Nord-Atlantice. Mi-aduc aminte, ca ministru de externe, cum am participat la sediul vechi al NATO, peste drum, la ceremonia ridicării steagului nostru pe catargul Alianței Nord-Atlantice. În ziua aderării României la NATO, eram un copil în debutul adolescenței. Îmi amintesc curiozitatea mea pentru contextul respectiv și fascinația pentru emoția celor din generația părinților și bunicilor mei. Pentru ei era un moment foarte mult așteptat. Mi-ar fi plăcut să pot împărtăși acel moment cu bunicul meu, care nu a mai apucat să vadă România fiind stat aliat NATO. El a fost cel care m-a spus prima dată, undeva prin anii 80, mergeam la țară, el asculta Europa Liberă și mi-aduc aminte că mi-a spus că NATO este cea mai puternică alianță de pe planetă. În imaginarul colectiv românesc exista foarte multă susținere pentru aderarea României la NATO. M-am regăsit în acest mediu foarte bine, mai ales că am trăit această experiență ca student la științe politice, deci cu mare interes. Eram student, sfârșit de martie, început de aprilie, mă pregăteam de licență, deci conectat, sincronizat perfect Zeitgeist-ului, optimist și constructiv. Aveam certitudine atunci că România se reîntoarce în Occident. După generații, două generații de barbarie și totalitarism, orizontul părea luminos și aveam garanția reîntoarcerii la civilizație. Privind retrospectiv, îmi dau seama cam cât de puțin înțelegeam în raport cu însemnătatea momentului. Abia mai târziu aveam să conștientizez cam cât de important a fost acel moment pentru România și pentru stabilitatea viitorului tinerilor. Suntem acum al noul sediu, vă vorbesc ca secretar general adjunct al NATO. Un drum impresionant pe care România l-a făcut. În 2004 aveam un PIB de 75 de miliarde de dolari, azi avem 250 de miliarde de dolari. Dacă nu intram în NATO, probabil că nu intram nici în UE. În cei 10 ani de experiență de lucru la NATO, văd beneficiile Alianței pentru interesele de securitate naționale ale României și interesele de securitate euroatlantice. Niciodată în istoria României nu am avut parte de garanții de securitate atât de ferme și de neechivoce. Niciodată în istoria națiunii noastre nu am avut parte de o alianță cu 30 de națiuni care împărtășesc aceleași valori și promisiunea solemnă de a ne apăra și a sări în ajutorul fiecăruia dintre noi. Conștientizarea importanței acelui moment a contribuit ulterior la decizia mea de a mă implica activ în promovarea rolului Alianței și valorilor ei, inclusiv în rândul tinerilor. Acum câțiva ani, mai recent, am și reușit să-l duc pe fiul meu să-i arăt toate steagurile, simbolul Alianței și, printre ele, steagul României. Când mă gândesc la viitor, vreau să mulțumesc în primul rând militarilor noștri, liderilor români care au asigurat consens politic în jurul acestui proiect important pentru noi, indiferent de culoarea guvernării de la București, și să vă spun că și pentru viitor, pentru NATO 2030, pentru următoarele decenii, suntem aici să asigurăm precondițiile ca România să rămână o țară liberă, o țară suverană, o țară democratică, o țară mai prosperă, o țară care, într-adevăr, să se bucure plenar de întreg potențialul acestei națiuni pe care o iubim și o respectăm atât de mult. Câteodată când intru în sediul NATO, realizez cât de aproape sunt de inima Alianței și mi-aduc aminte de bunicul meu. Fără acea zi, nu mă aflam astăzi aici. De aici, din sediul NATO, din partea mea și a sutelor de români și românce care muncesc admirabil în organizația noastră, doresc să adresez României și aliaților români o aniversare a zilei NATO în România pe măsura ambițiilor națiunii noastre.